Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp cu el. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Vaccinează-ți copilul împotriva rujeolei. Oferă copilului tău o șansă la viață sănătoasă. Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Acest program poate fi vizionat de toate categoriile de vârstă. Genul programului: concurs. Acest program poate fi vizionat de toate categoriile de vârstă. Genul programului: reality show. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: divertisment. Programul poate conține limbaj licențios, scene de violență fizică, psihică, minime ca durată și intensitate. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: lifestyle. Programul poate conține limbaj licențios, scene de violență fizică, psihică, minime ca durată și intensitate. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: comedie. Programul poate conține limbaj licențios, scene de violență fizică, psihică, minime ca durată și intensitate. Acest program este interzis copiilor sub 12 ani. Genul programului: acțiune. Programul conține scene de violență fizică, psihică și limbaj licențios minim ca durată și intensitate. Acest program este interzis copiilor sub 12 ani. Genul programului: dramă. Programul conține scene de violență fizică, psihică și limbaj licențios, minim ca durată și intensitate. Mesaje de interes public. Această emisiune conține plasare de produse. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Prima TV. Activități infracționale mâine la Prima TV. Astăzi la Prima TV. Conon distrugătorul, miercuri la Prima TV. Sâmbătă la Prima TV.